Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dezvoltatorul spray-ului folosit de arbitrii la meciurile de fotbal ca să marcheze locul unde stă zidul și mingea, evident, au câștigat un proces cu împotriva FIFA. Sunt două persoane diferite. Deci e vorba de un brazilian care a pus la punct formula acestui spray. E o spumă, spuma aia albă, ați văzut. Da, da. Eu am crezut că e spumă de ras. Băi, dar și eu m-am gândit. Zic, băi, dar de ce nu... Ce tare, frate, eu dau ăștia, dau cu jilet. Da, bă, exact, îl agită și... Da, exact. Nu știu, e o chestie cu butan înăuntru și nu mai știu ce și asta, dar nu e vreun mare secret. Adică e niște ulei vegetal, butan mai are o substanță... Frișcă. Așa. Da, bravo, uite, asta s-a gândit la frișcă, noi ne-am gândit la spumă de ras. Da, asta dispare la scurt timp după ce e aplicată pe iarbă, ați văzut, e... Bun. Asta e brazilianul care a inventat-o. Și, mai și e un frișca la fel. Da. Și mai e un argentinian care perfecționa producția și a dat și numele spray-ului, 9,15, îi spune spray-ul. De la distanța la care stă zidul. Și FIFA a început să folosească pe larg spray-ul în 2014 la Cupa Mondială. Mare succes, atunci a văzut toată lumea, știi, s-a comentat și atunci se folosește peste tot. Doar că formula respectivă fusese patentată de brazilian încă din 2002. Adică în 2002 el a primit patentul. Aplicase pentru patent internațional în 2000. Și a zis că cercetase de 14 ani. Mă rog, a muncit mult să facă un spray cu frișcă. Și dreptul lui. A cerut să-i se plătească drepturi de autor. Normal. Bravo. Inițial s-a ajuns la o înțelegere, urma să fie despăgubit cu 40 de milioane de dolari pentru povestea asta. Și ea zi, n-a vrut. Băi, nu, a fost, el se înțelesese aparent pe când era Sepp Blatter, președinte la FIFA. Sepp Blatter, care după ce l-au prins cu blaturile pe Blatter, l-au dat deoparte și înțelegerea cumva a picat, ăsta n-a mai primit niciun ban, i-a dat din nou în judecată. Sigur, toate procesele astea se desfășoară în Brazilia. Și în Brazilia, mă rog, FIFA a zis că ei nu se supun jurisdicției braziliene, deci hai pa, la revedere de aici. Dar a câștigat încă o dată și de data asta, aparent, FIFA este bună de plată de vreo 120 de milioane de dolari. Ah. Și sincer, dacă e patent internațional, eu cred că o să câștige, adică dacă are suficient timp, o să ajungă la niște instanțe astea internaționale și o să oblige FIFA să plătească. Și procesele astea de drepturi de autor sunt foarte serioase în toată lumea civilizată, mai puțin în România, aici cu drepturile de autor nu faci mare lucru, deși a existat un inginer care a câștigat un proces împotriva uzinelor Dacia, în cele din urmă împotriva statului român, mă rog, e o poveste mai complicată, mai țineți minte că Dacia 1300-1310, prin anii 90, a început să aibă un peleron de cauciuc spate la bagaje acolo, pentru aerodinamică și estetic, nu știu, doar că acel eleron de cauciuc... Aerodinamică la vale, da, mă rog. Păi, da, mă rog, aerodinamică, așa. Cauciucul ăla era prins cu lipici și cu niște șuruburi. Modelul românesc, hai să-i punem niște șuruburi și piulițe, șeful pe partea cealaltă. Și prelandez. Prelandez, da, nu era macheta inițială și probabil că na. Niște șaibe Grover, strângem bine de tot, dacă se sficuiește șurubul ăsta în viață. Și a venit acest inginer, piteștean, Sandor Omică, îl cheamă. E caz faimos. Și a zis, băi, hai că vă învăț eu cum să faceți, nu mai puneți eleronul, fii atent, modificăm asta, asta, nu știu ce. Și i-a învățat pe cei de la Dacia cum să fac, astfel încât să economisească 41 de dolari când nu mai foloseau eleronul de cauciuc la fiecare mașină. Și mă rog, în 91 au fost niște momente dificile la Dacia, s-au făcut reduceri de personal, l-au dat afară. Și el a zis, eu vreau banii pentru invenția mea. Pentru idee. Da, pentru inovație. Și ăștia de la Dacia au zis, pleacă-mă de aici, nu-ți dăm nimic. I-a dat în judecată. Invenția asta al lui Nero Mică a fost folosită la peste 1,2 milioane de berline Dacia între 1992-2004. Numai între 1998-2004 Dacia a câștigat aproape 29 de milioane de dolari din această inovație. Că zici 41 de dolari, hai de mă, o prostie. Au făcut foarte multe mașini. Și deci domnul Romica a cerut inițial 31 de milioane de euro. S-au judecat, au fost mai multe procese, au câștigat vreo două, puțin, ceva mai puțin de 5 milioane de dolari în două procese. Nu știu dacă pe merit, adică nu știu dacă i-au și plătit banii, dar eu mi-aș dori să-i fi plătit. Adică ținem cu cel mic.
în afacerea asta. Deci ăia de la Dacia nu au vrut, dom'le, să-i dea banii și au făcut economii și nu voiau să îl plătească. Foarte bine că s-a luptat și a câștigat. Dacă e vreun vecin de-a lui Nea Romică sau cum îl cheamă, da, domnul care Romic... știe cum s-a finalizat povestea asta, da, dați-ne un mesaj. Domnul Sandu Romică, pe vremuri locuia în Pitești. Acum procesul a fost câștigat. Mai la Monte Carlo, mă rog, ce Pitești. Da. Ne-au și spus ce mai face Nea Romică. Da, Romeo are o piață privată lângă piața centrală Ceaier din Pitești și e bine mersi. Mă, ce tare, deci e investitor în piață? Probabil că da. De așa, cineva ne-a scris piață, că... vesti... Ce, vine piețe de Dacia la mâna a doua? Păi nu ce? Știm, sunt foarte tare singurele detalii pe care le avem, dar se pare că s-a descurcat. Bro. Și mai avem asta, că Nea Romică s-a înscris la drept în 2001 ca să se autoreprezinte. A fost coleg cu, de grupă cu sora unui ascultător. Ce tare! Da, omul probabil că... Da. Ori n-avea bani de avocați, ori n-a găsit un avocat care să reprezinte, deși m-aș mira, dar probabil că avocați spune, hai domnule, lasă-mă, pleacă de aici, cu eleronul matale. Cât o fi cerut ori din banii obținuți. Da, ori n-avea încredere. Da, da, nu, știu, nu știm dacă. Bravo, domnul Romică, bravo, felicitări. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.